Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de ninsori abundente valabil în 14 județe din România. Noua avertizare a intrat în vigoare astăzi la ora 17 și este valabilă până vineri la ora 15. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, alerta vizează județele Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Hunedoara, Alba, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Brașov, Covasna, Prahova, Dâmbovița, Buzău și Vrancea. În Carpații Meridional și de curbură, temporar va ninge mai abundent la altitudini de peste 1400 de metri și se va depune strat consistent de zăpadă. Vântul va avea intensificări, iar pe creste va bate cu rafală de peste 100 de km la oră. Viscolul va determina scăderea vizibilității. Temporar se va depune polei în estul țării și pe arii restrânse în restul teritoriului.